programului Pamflet. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu-Bulină. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine m-a regăsit! Am văzut la Prodina, se face contrabandă în continuare, ba cu căruța, ba cu mașina. Cu teleguța! Cu teleguța, cu ce au la îndemână. Măi, Adriana, dar ce să facă oamenii? Hai acum să vorbim pe a dreaptă. Ce să facă oamenii, din ce să trăiască? Că de furat lemnul s-a tot furat, nu mai e atâta lemn. Și stau controlele. Fac și trafic cu țigări. Unde se lucrezi în ziua de astăzi? Faci trafic cu țigări și vii și în sprijinul cetățenilor care fumează și nu au bani să cumpere țigări, pentru că prețurile sunt extraordinar de mari la țigări. Din aprilie se scumpesc din nou, am înțeles. Noi la prețuri ne aliniem cu vestul. La venituri ne aliniem cu noi. Noi suntem total la iurea. Țigările sunt extraordinar de scumpe în comparație cu puterea de cumpărare de la noi. Însă altceva vreau să spun. În ultimul an de când a declanșat domnul justițiar aflat în fruntea țării campania de curățire a vămilor, campanie declanșată în februarie, parcă 2011, când au fost arestați vameși, polițiști de frontieră și așa mai departe, până atunci, o dată la lună sau de două ori pe lună, apărea câte un mic traficant, câte un păcălit. L-a arătat la televizor cu trei țigări în buzunar și cu patru într-o plasă de rafie. Deci îți dai seama cât trafic cu țigări s-a făcut în România până a mimat domnul Băsescu lupta împotriva mafiei din vămi. S-a făcut în dragi. Cred că au intrat țigări de miliarde de euro în România ilegal. Acum, după ce s-a făcut acțiunea de curățire a vămilor de către domnul președinte Traian Băsescu, văd în continuare că se intră cu țigări. Ăsta este un semn că se mai poate face trafic cu țigări și că din când în când ne arată câte unul căruța care vine câte cu țigări. Câte un exemplu, nu? Da, câte un exemplu. Dar dacă lumea știe, nu, că, domnule, e pornită campania asta împotriva traficului, împotriva contrabandei cu țigări, dacă oamenii chiar ar ști că se face, că nu mai intră nicio țigară în țară de contrabandă, s-ar teme și nu. Însă eu am convingerea că și acum se face trafic de țigări și că scapă, șmecherii scapă, numai fraierii. Ăștia ce cară în spate, câteva căruța, pachete, cu căruța, da. Cu căruța. Și se face trafic din ăla, cu tirul, baban. Adică nu cred că a dispărut asta dintr-o dată. Adică e păcat, dacă era o tradiție să faci trafic de țigări cu tirul să dispară dintr-o dată. După aia, întrebarea mea este, domnule, dacă tot sunt păzite vămile, mai bine decât erau păzite, din momentul în care domnul președinte Traian Băsescu a declanșat marea operațiune, unde sunt banii aia care se câștigă, nu? Asta înseamnă că ar trebui ca țigările de la raft să fie cumpărate în număr mult mai mare. Da. Și de acolo plătește accize, taxe, impozite, așa, și ar trebui să se revadă în bugetul de stat. Deci, într-un an și ceva, ar fi trebuit să se adune din netraficul de țigări miliarde de euro. Unde-s banii aia? Că toți se plâng că nu sunt bani. Unde-s banii aia? Deci, sunt niște lucruri așa, bine. Care nu se leagă, da, nu? Și astea sunt pentru privitorii la TV să creadă, să aibă impresia că în România mai sunt câțiva nebuni care încearcă să facă, dar uite că îi prind și nu scapă nimic. Nimic nu scapă. No. Bun, și am văzut imagini de la un târg de prăjituri, produsele făcute de studenții de la Facultatea de Mecanică, în scop caritabil au organizat acest Am înțeles că 14 milioane de lei s-au strâns din vânzarea prăjiturilor făcute de studenții la mecanică și banii se duc la o școală din Gura Humorului. Școala specială din Gura Humorului. Foarte frumos gestul. Însă eu nu știu cum de nu s-a autosezat Direcția de Sănătate Publică să meargă în control la Universitatea Ștefan cel Mare, că era o domniță acolo, spunea că i-a făcut tortul în cameră. Păi ce condiții igienice sunt acolo să faci tu tort în cameră? Și ar trebui DSP-ul să se autosezeze și să dea niște amenzi prin căminul studențești, să se potolească, să mai facă un tort în cameră. După aia m-aș fi așteptat ca această acțiune, această inițiativă să le aparțină studenților de la Facultatea de Inginerie Alimentară. Uh-huh. Pentru că ei sunt cu preparatele, cu bucatele. Nu? Așa, de la inginerie mecanică. Păi
poate cei de la mecanică pun niște ulei din ăsta, de motor pe acolo, nu știu. În loc de ulei care trebuie și mai în loc să pună pe deasupra nucă de cocos să presoare, poate presoare niște șpani, știu ce fac acolo, că e asta învață la energie, la inginerie mecanică. Și cei de la industria alimentară ar trebui, sau poate invers, cei de la inginerie mecanică fac prăjituri și ăștia la inginerie mecanică fac bile de rulmenți și le dau copiilor de acolo să-și facă niște căricioare cu rulmenți, că sau inversa lucrurile. Da. Însă e bine pentru cei de la inginerie mecanică, e bine că fac acest lucru pentru că ei oricum când termină facultatea n-au unde să se angajeze, șomeri din start. Mă, măcar să înveți o meserie, bucătar, cofetar. Facultății se reprofilează. Să se așa și încetul cu încetul să învețe să facă tot, dar asta e o facultate pe care o faci degeaba. Adică toate facultățile faci degeaba, pentru că locuri de muncă numai vânzători, agenți comerciali și ospătari. Altceva nu mai poți lucra în țara asta distrusă total. Și măcar să se facă și ei, cofetari. Bine, unul din grupă se aleagă, el mai deștept, care e cel mai meseriaș la mecanică, ăla să facă rafturile. Da. Rafturile, oalele din care mănâncă, dar rest toți cofetari să învețe acolo, să se specializeze încă din timpul facultății, pentru că n-au absolut nicio șansă să lucreze în ceea ce se pregătesc ei. Ei au apucat-o pe o cale foarte bună. Să îi urmeze și ceilalți, nu? Toți să facă colegi, da. Patiserie, bucătărie, ospătărie și tinichgerie pentru domnul președinte. Da, sigur. Așa. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!